Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Ideea cel lungi o să fie astăzi. Justinel versus Cristiana, aceeași mașină, amândoi volan, pedale bine, tot automat și toate controlele băgate, că na? Pe... Justinel, tu vezi ce e asta? Nu cred că au văzut așa ceva. O văd, o văd. Da. Ce este? O bagnoză de 500 de lei. Da? E bine, e falsă. Ce concentrat e, Justin? Bă, dar cum să pierde șansa? Da, nu, 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 nu. Bă, dar nu văd. Ce nu văd mai ești anticapat? Bă, stai pentru că nu sunt ieșit din mână, nu ieșit din mână. Că n-ați gândit ce să stai, mă, că rămasă, opriți-mă, că rămasă cu volaiul în Justinele! Justine, îți dau jumate! Vă împart banii la amândoi, Justin, gata, nu mai plânge! O, că nu te aude, că-i căzură căștile! Ia-ți, mă, căștile, mă! Mor! Vezi că, vezi să nu te scoată, ia stai! Hai, Justin, că uite, te așteptară! Da, după ce mergi sără 5 ha, metri! Da! I-am luat banii pe tot anul! Ce-o terminat ăla? Hai, frate, că aproape. Lumea acum știi ce ai face? Când mai are ăla la până termin? Ea te așteptă. Acolo când începuși să plângi, putea să se ducă? Mm-hmm. Ce o interesa pe ea? Pă da, dar ce ne îngeșe? Salutare, mă munceam acestul Standy și după cum puteți vedea avem aici pe Kimiko OOO. Sau cum te cheamă pe tine? Da, Kimiko OOO. Nu era Kimiko și mi-am pus Kimiko. Da, și care cine era Kimiko? Vreun personaj din anime? Nu, eu, gen de la Kim. Ok. Și după cum puteți vedea, avem pe scaunul de gaming, scaunul Lecturescu, și mai avem acolo un mini hârciob, o hârdit în devernire, o balenă ucigașă, Justinelus, după cum îl puteți vedea. Salută lumea, Justinelus, salut, ce faci? Salut, salut! Bine te-am găsit, da, dar eu nu-l aud pe Justinel, din păcate, că n-a, ei doi o să concureze astăzi. Nu uitați că găsiți mărciuri, lecturatul de la Z în descriere, dacă vreți să vă cumpărați și voi, scuze, ceva? Dacă vă cumpărați ceva, dați pe Instagram când ajung la voi, nu uitați să apăsați butonul de like, o să strângem peste 15.000 de like-uri la acest videoclip, o să fie un challenge nebun și practic ideea cel lungi o să fie astăzi. Justinel versus Cristiana, aceeași mașină, amândoi volan, pedale bine, tot automat și toate controlele băgate, că na? Pe... Justinel, tu vezi ce e asta? Nu cred că a fost așa ceva. O văd, o văd. Da. Ce este? O bagnoză de 500 de lei. Da? E bine, e falsă. Cine câștigă o ia? Hai! Să vă văd. Vă fac acum cursa. E falsă. Apăsați butonul de like și hai să vedem cine ia bagnota de 500 de lei astăzi din acest challenge. Bă, chiar vă dau bagnota de 500 de lei, așa că fiți try hard. Da? Justinel, tu știi câți metri ușor poți să-ți iei de 500 de lei? Câte șaorme, wow. Gândește-te că, Justinel, că poți să-ți iei... Păi, dacă poți să-mi iau... Fii atent, poți să-ți iei 100 de oferte. 5 lei, 10... Nu. 10 lei, 50 de lei, da? Da. 100 de oferte, Justinel, 100 de oferte, mi-e puișor cartofi. Sunt pe filă. Tu ți-ai seama că mănânci până mâine dimineață? De fapt, o lună de zile în continuu. În fine, băieți, apăsați domnul de like și haideți să intrăm în cursă. Cred că o să le dau să facă golaiatul, sincer, chiar dacă e mai lung, o să le dau să facă golaiatul pentru că trebuie să concureze până la urmă. Revenim imediat cu cursa. Încerc să nu influențez prea mult jucătorii. Îi punem aici microfonul lui Cristiana pentru că ea o să fie vorbăreț. Salutare, fraților, băgat. Și bine v-am găsit la un nou episod din Forza Horizon. Tu te-ai jucat vreodată cu volanul prea mult? La Sebi. Forza Horizon. Cu Pandel și cu Cătălina, cred. Și ai bătut? Pe Parpandel nu și pe Cătrina, da. Parpandel nu, ia uite țiganul ăla. Ia să vedem. Bă, dar dacă ăla se joacă în continuu. Dacă vei reuși să bați obezul, balena luba, ia uite-l acolo. Vedeți că v-am dat golaietul, e o cursă foarte mare, aveți grijă. Shit. Nu aveți damage on, deci nu vă panicați. Da, de parcă am făcut. Ba, stai că... Vreți să-ți bați camul mai jos? Bă, te prinzi aici, lăsa-mi prost. Sigur? Da. Ia uite, intră să-l batic cu un acțiune. Ia, ce să duce Justin, ia, ia. Lasă-l în pace, că nu mai bine. Ia, ia. Decât să mă duc repede și să... Ce prost sunt. Știu. Ia uite, Justin, să lăsă să te-am făcut deja. Mea! Gata. Haide, dă du-te, du-te! Dar n-ai voie să... N-ai voie să... N-ai voie. Hai că îl împlăși de respect. Îl împlăși de respect. Așa, Cristiana, așa. Dovedește că faci parte din familia Obrecht. Că bă, n-am voie să... Bă, dar nu ia volanul deloc! Ce s-a obișnuit să trolez eu, bă! Ii, upsi! Ce-am făcut? Ai de venit?
De ce n-am băbuie să-i dau 100 de asfalt? Da. Pentru că nici el nu dă mie. Și Andrei nu. Bă, sălbaticule! Le zisei că le dau 500 de lei pe bune, au de ce concentrate în stil! Bă, dar cum să piardă el șansa asta? Da, nu! Nu că ăsta dă alte 4 dacă îl bate aia! Să vezi ce rage quit la final. Ia uite Cristiana ce încet merge. Poate vezi că tu trebuie să dai nepermis cât de curând. Da, faci 18 ani, trebuie să faci așa, dovedește-mi că meriți. Să-ți cumpăr un de la, un Golf 5. Oh. Atât, dar vezi că banii pe curățenie nu ți-i mai dă luna asta, ți-i sare. Ei, lasă. Nu te pui ce conduce Cristiana, bă. Stai, nu mă lăuda. Zisă-i. Ci eu știi conduce, bă, era să ia muntele. Așa, rewinding. Hai, ușor. Aici. What the hell? Așa! Ajutaș! Nu mai ajutaș! Nu fac celălalt până la podea. Calcă accelerația până la podea și dă-i. Dă-i drumul la motoare! Se fac linia roșie pe sub să frânezi dinainte, știi? Sau galbene, înseamnă că e... Nu mai da maxim! Dar nu-i dă lui maxim! Îi dai maxim, eu te văd! What the hell? Mamă, Cristiana! Stai mă, lasă-mă că mă descurc eu, shut the fuck up! Shut the fuck up! Las că și eu știu să răspundă! Hai, merge! Bă, dar nu văd! Ce nu vezi, mă, ești handicapat? Stai, nu știu, nu știu din mână, că las că nici nu mai văd! Bă, dar nu văd! Ce nu vezi, mă, ești handicapat? Stai, nu știu, nu știu din mână, bă, dar nu văd! Nu vezi, mă, ești handicapat! Stai, pentru că nu știu, nu știu din mână, că n-ați că nici nu știu de mai văzut, uite-l! Ajută-l, sălbaticule! Ajută-l, mă, că la plânge! Păi stai, mă, că rămasă, opriți-mă, că rămasă cu volanul în mână! La amândoi, este gata, nu mai plânge. O, că nu te aude, că-i căzură căștile. Ia-ți, mă, căștile, mă. Mor. Vezi să nu te scoată, ia, stai. Hai, Justin, că uite, te așteptară. Da, după ce mergi să răci 5 metri. Da, uite, acolo, ia uite. Gata, pornire. Hai că te așteaptă. Stai, o. Deci nu mai fi supărat, Justin, că-ți dau și ție. Doamne, săracu. Săracu, de ce se supără, bă? Ia. E agresiv? A, pișamaș pe tine de gras! Ia, lasă-l, ia, uite! Pișamaș pe tine de gras! Să vezi ce fac. Îl aduc înapoi? Las. Dai mine, mă tamponezi, a? Justinel, nu te mai grăbi, Justinel! Ia uite, că se face praf dacă nu te grăbești, vezi? Cum când nu te grăbești? Nu prea rog. Păi, bine, bravo. Nu te grăbi acum, da? Nu te dau prea tare de volan. Că ești în avantaj. Rar, gen, dacă simți că fugi într-o parte, trage contra repede, nu lăsa să... Că nu trebuie să fii fin cu el. Justine, dacă te-a ajuns să câștigi, face în contra parte. E invers, deci când fugi așa de pură în dreapta, îi dai în nimeni. Bă, dar ce rămasă cu volanul în mână, bă! Bă, ai ce... Băgă-mea și aia, lasă-mi în pace, că după aia... O, bă, stai liniștit! Păi când îmi căzut volanul, nu vă opriți. Ba da, ne oprim vă opriți pic, mai da, în față. Da, ne oprim cu 10 km mai în față. Grasule. Bă, dar el supărat ce trăgea de volan și rămasă cu el. Dar cum că nu rămasă cu volanul în mână? Nu-mi căzut de pe birou! Îl prinsă și nu-l prinsă bine, ce cred că vă gândi? Păi da, îți dai seama, nu-l trusă bine. Yeah.
Câte secunde i-a arată lui Iavo? 10? 30. Stai liniștit că-s căzut acum. Dă-i în față, merge în față, ascultă la mine. Merge în față, merge în față. Așa, bravo. Vreau să-i iau checkpoint-ul și mă... De volant. Mai repede. Mai ieși ai tu. Da, uite, vezi ce se întâmplă, că dau mult de volant. Bă, dar nu le dă duci, bă, și tu o mașină care se controlează mai bine. Deci, cum se descurcă, bă, Justina? Și că de ce nu dă care se controlează mai bine? Cică. Mai sări el o țână, mai lovi niște oi, dar... Nu că nu aveți aceeași mașină. Băi da, dar zic că să le fi dat una cu ăsta mai bun handling. Bravo, Justine, bravo! Stai pe drum, mai mult. Da, încerc, dar... De emoții mă bășie, ești nebun. Și accelerația nu trebuie să o cale neapărat în blană, că nu vrei. O să o cale și mai ușor. Dar uite ce curbe ia, Justin! Da? Mamă, ce pute! Aaa, Sebi... Seara pe drum nu mai merge pe lângă drum! Seara merge nu mai pe lângă drum! De ce nu-i băgași, bă, off-road? Că bă, că-i place! Bă, cred că... Bă, Justin, să știi că se calmă! Cristiana încă nu-și reveni. Acum a început. Dar nu, că Justin plânsă și ieșiră nervii. Poate plângi, fate, și tu să vezi ce cu bine conduci. O, că dacă mai râde asta, ăsta-i sar... Plângi înainte de examen. Dacă mai râde asta, ăsta-i sar muncii pe nas. On camera. Pucam și una cu stângul, fata. Da. Nu pot așa. Și trage grosanul de volan. Ia uite-l, uite-l ce-mi vârte de la el. Îl vă spui? Da, am ieșit. Hai, să-mi place. Da, ești din gură, că fă bine. Da, mi-e băgat mișcare. Pe autostrad, dă-te în figine. Te descurci. Te descurci de tine. Nici problemă de război. Așa că seama, 90, 60. Asta e regina mimurilor. Da. Încearcă să te iei după linie de albastră. Cât stai mai mult pe ele, cu atât se mai ușor când iei curbele. Eu aș încerca. Ok. Așa de aia ieși în da. Aici poți să-i dai. Go back. Mamă, dar ce se duce ăsta pe viteză, ești nebun? Justin? Sau cine? Mașina? Mixer-ul, da. Păi știi cât prinsă picolo pe drum drept? Checkpoint-ul... Lua 420, băi. Băgaș. Bă, că aici e curbă periculoasă la stânga. Bă, să nu zică lumea că conduc eu, stai că ții mâna așa. Bă, când e vorba de șaorma și de mâncare... Ia uite-l ce se activă! Nu vezi? Bă, tu-ți dai seama că plânsă el pentru șaurma. Pentru 500 de lei. Bă, tu-ți dai seama câte șaurme ții de ei. Aici încearcă să țin cât mai mult volanul la mijloc, știi, să nu faci... Ia păi ești un calcul matematic, câte șaurme ai de 500 de lei? Nu știu, păi depinde ce șaurme. Mare. Păi cât costă? Pune 20 de lei aproximativ. Mă rog, nu acum, că sunt concentrat la asta. Era să dau un parapet. Tu l-am zis, măi? Îi ziceai să facă calcul câte șaurme ia de 500 de lei, nu acum că sunt o concentrat. Păi dar nu pe bune. Pe dreapta și după o să meargă spre stânga. Cristiana, acum se mai ține, bă? Bă, a început să se calmeze, dar acum e bine. Acum chiar pare că conduce, Justin, că până bă, acum se calmă bine. Cu tractorul. Bă, dar ce-ai, că chiar îmi place cum a început să conduc acum. Și Cristiana conduce, a început să se mai obișnuiască cu frâna, accelerația, decât... Îmi plăcea, bă! Nu mai ne lăudați, că... Ai puștat-o. Zisă aia cumva, nu mai ne lăudați? Cu cât merge Justin pe plajă? Bă, cu vreo 250! Auză, bă! Ia uite, acum are 260! Mamă! Să-mi fige grăsanul, ce-ai? Dacă mă duc chiar prost? Nu mai ies, pare. Nu știu cât o ține atunci. Da. Mai a avut și noroc grăsanul, bă, că ieși fix, ăsta a ieșit de pe ăsta fix înainte de checkpoint. Justin? Da, și-l teleporta înapoi, dar îl teleporta bine, gen.
Bă, și Cristian, a început să conducă bine. Se mai apropie? Bă, nu prea se mai apropie, dar conduce bine. Cât are acum? Bă, cum e acolo, ce Nu. Bă, dar eu porni OBS-ul, dar filmarea nu porni. Bravo! Bravo, Sebi. Big brain time. Ești inteligent ca Superman, bă. Conduc bine. Păi dădui și eu restart, sincronizare. Aha, hai că mă mâncă în curs să pornesc. De ce, bă? Hai, începu hai asta să iasă de afară. Îl luai, îl luai. Am zis că se emoționă. Îl luai și luai. Wow, hai că prin săi de... Da, bă, bă, bă. Bă, nu mai zic nimic, că dacă îl aud iar, iar iese după ăsta. Hai, prinde-mi, așa. Trebuie să-l las pe la mâdre. Bă, dar s-a dus Iustinel, bă. Bă, ce ai că tu știi ce, ce bine conduce? 72 de secunde. Cât? 72. Wow. 72! Ia uite ce fericit e grasul, ia uite! Acum nu mai plângi, bă, Looney Tunes. Looney Tunes? Mm-hmm. Da, mai să învăță, Iustin, că acea ratează checkpoint-ul să duce în față. Wow. Hai că cred că mai scăpă de 10 secunde aici. Nu, cred. Unde mi-a dat? Unde mi-a dat acolo? Dar nu te-ai uitat tu la el, lasă. Da. Mă gândi după aia. Mai bine nu. Ia uite ce-i dă Iustin pe drum drept. Să vezi ce praf se face cu alea în curbă. Upsi. Mă fac cu-i praf. Bro, bă, Iustin. Geabă-l, Dan, geabă-l, Dan. Și Iustin a făcut prostii ce vezi, bă. Nu cred că e idee bună să dau de carnet. Mă, poate ce ăsta e joc. Tai tu știi că e mai greu să conducești decât în realitate. Până te obișnuiești. Da, da. Păi în realitate nu mergi cu 300. Păi da. Gardul săracu. Bine, în realitate nici nu dai rewind. Corect. Decât poate... Cristiana mișcă foarte, foarte finuț așa de volan, de aia nu face treabă. Păi și eu știu ce finuț mișcă de-l sări din... de pe birou. Ia uite. Ma... Cât mai aveți, bă, că mai rată un checkpoint. Da, îl iau. Bă, ce fac banii din oameni, bă! Mamă, Iustine, nu mai vorbesc cu tine o lună. De ce? Să nu să... I-am luat banii pe tot anul. Ce-o terminat ăla? Hai, frate, că lumea acum știi ce ai face. Când mai are ăla până termin? Ea te așteptă. Acolo când începi să plângi putea să se ducă? Ce-o interes la pe ea? Bă, da, dar ce ne înjoi ce? Bă, l-auzi, bă! Ce? Nu. Îi zisem și eu. Bă, Iustine, na, acum... Și ea te așteptă pe pe tine acolo când începi să plângi. Când ălea face el. O da, bă, no. Dar challenge e challenge. Ia! Frate! Fucking hell. Hai, mă, nu mă dă, așa. What? Pierde o grămadă de timp. Uite, mereu că la rewind ne dă căcat, gen, te bagă cu aceeași viteză care... Da, este greu. Uite. Când mai are, bă, Justină? Da, acum, a terminat. Câte secunde sunt care? Sper să-i dau DNF. Auzi, bă, speră la DNF acum. Păi ia DNF, sigur. Știu, dar el sper să-i dau DNF. O, bă, plângăcilă, că dacă te lăsa acolo să plângi. Aoleu. Dacă se ducea la gata, o dă tu cu pomni în birou, gata. Îmi iau jucăriile, mă duc acasă. Da. Da, deci aparent starta meciului asta a fost... Domnule Grăsilă. Of, la naiba. Ca să fie totul cum trebuie să fie, că nu e frumos, împărțim în două de 200 și două de 50. Este disappointed? Da, să că tot e mai bine decât nimic.
250 la tine și m-am dus să-i dau și la grasul ăla prost. Care s-a pus la ce mă? Și ca să-i arăt că sunt și eu frate ca lumea, ia fii atent zis. Sebi, vezi că mâine trebuie să-mi dai bani de sală. Ia uite! 2 lei pe vremea mea, îți bai 3 pungi de cipri. Da, cam am de cum să-i faci plângăcios ăla data viitoare, nu-l mai așteptăm. Mai era și nenorocit, bă! Se ține, uite, Iustinel. Da, vezi că asta am înțeles și cu challenge-urile astea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like și noi. Ne vedem data viitoare, pa, pa! Bye-bye.